Sezonul 2019-2020 al Ligii Naționale de Basket va înceta oficial în această săptămână. Asta s-a decis în urma ședinței cu liderii de cluburi. Potrivit informațiilor de pe site-ul basket.ro, o parte dintre cluburi a cerut amânarea deciziei până pe 31 mai. Cu toate acestea, FRB a comunicat cluburilor că va încheia sezonul săptămâna viitoare. De altfel, într-o declarație acordată la începutul acestei săptămâni, Horea Păun, președintele FRB, anunța că cel mai probabil ligile naționale vor fi înghețate. Un subiect sensibil care urmează să fie discutat săptămâna aceasta este cel privitor la declararea unei campioane pentru sezonul 2019-2020, atât în Liga Națională de Basket Masculin, cât și în cea de basket feminin. Urmează așadar ca decizia oficială să fie luată la începutul săptămânii viitoare.